Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 14. Vom citi de la versetul 28, Matthew, chapter 14, starting with verse 28. Este vorba de umblarea pe mare, unde Domnul îl cheamă pe Petru să umble pe ape. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu poruncește să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. Dar, când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Și, fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată, Isus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Până aici, cuvântul Domnului, vă invit cu respect să reocupați locurile. Mulțumesc Domnului pentru prezența lui, pentru harul lui în această dimineață. Mă bucur de cuvântul care a fost proclamat deja de fratele Tigei. Suntem pe aceeași linie și mă bucur de lucru acesta. Aș vrea în această dimineață, în timpul care a rămas, să vorbesc despre un singur adevăr biblic care este așa de simplu. Și pe cât este de simplu, este tot atâta de profund. Și este absolut decisiv în viața noastră uh, la fiecare. Mi-am intitulat mesajul meu Inima îți urmează ochii. Inima îți urmează ochii. Your heart will always follow your eyes. Dacă te concentrezi la ceva, te uiți la ceva, intenționat, la o bucată de vreme, inima ta îți va urma ochii acolo unde te uiți. Și chemarea Domnului pentru noi în această dimineață este să nu-ți pierzi concentrarea. Don't lose your focus. Uh, umblarea noastră pe calea credinței este posibilă doar dacă noi rămânem focalizați pe Domnul Isus. Știți că calea noastră, pe calea noastră, ca și credincioși, calea credinței, noi nu putem să mergem pe această cale dacă ne luăm ochii de pe Domnul Isus. Nu contează ce vârstă ai, de câtă vreme mergi pe cale. Observăm că Petru a făcut ceva extraordinar, a umblat pe ape. Dar a umblat pe ape ca pe uscat doar atâta timp cât el a fost focalizat 100% pe Domnul nostru Isus Hristos. Cât timp a fost focalizat pe Domnul, nu a avut nici o problemă. Știți ce este interesant? Petru a mers aproximativ 99% din distanța de la barcă până la Domnul Isus. În ultimul moment, era aproape de Domnul, pentru că atunci când a stricat Domnul doar a întins mâna și l-a prins. He was raised next to Jesus. A mers uitându-se la Domnul și la ultimul moment și-a luat ochii de pe Domnul. Lucrul acesta ni se poate întâmpla la fiecare din noi. Să începem așa de bine pe calea credinței. Să mergem, să mergem și când suntem aproape de Domnul, undeva să-l pierdem pe Domnul din vedere, să ne întoarcem capul și să ne uităm la altceva. Știți că nu toți cei care încep cu entuziasm pe calea credinței termină cu același entuziasm? Petru îl văd că a început cu entuziasm când a pășit pe mare, a văzut că poate să pășească, dar nu a terminat cu același entuziasm pentru că hainele erau toate ude. A început cu mare entuziasm, n-a terminat cu mare entuziasm. Nu toți cei care încep pe calea credinței termină pe calea credinței. Știți lucrul acesta? Sunt oameni care încep pe calea credinței, pășesc pe ape, văd minuni în viața lor și termină pe altă cărare. Iuda care l-a vândut pe Domnul a început bine pe calea credinței, dar a terminat pe altă cale. Sunt așa de mulți credincioși care încep bine pe calea credinței. Sunt hotărât 100%, încep cu entuziasm, cu sinceritate, dar undeva pe calea credinței se poticnesc. De multe ori au așteptări care așteaptă ca Domnul să facă anumite lucruri în viața lor, pentru că ei sunt pe calea credinței, pentru că ei îl urmează pe Domnul. Și când așteptările acestea nu se întâmplă, nu se împlinesc la vremea când ei se așteaptă, se poticnesc, se opresc pe cale își întorc capul, se uită în alte direcții. Alții se poticnesc din pricina necazurilor care întâmpină pe calea credinței. Încep cu entuziasm, încep cu bucurie, cu determinare, dar undeva când trec prin valea încercărilor, se poticnesc. Doamne, de ce trebuie să trec pe aici? Nu-mi place. Și și întorc capul și se uită în altă direcție. Alții pur și simplu încep pe calea credinței, dar undeva încep să se uite în altă direcție. Încep să aibă alte interese și să rătăcesc. Motivul pentru care mulți credincioși îl pierd pe Domnul din vedere este o inimă împărțită. Cum spunea fratele Tigei, Ești încă în pustiu, în deșert și ai țara promisă. Dar dacă ochii tăi nu sunt 100% pe Domnul, dacă inima ta este împărțită la binecuvântări, la finanțe, la carieră, la știu eu ce și nu are Domnul toată inima, rătăcim. Fără să ne dăm seama, putem să facem din binecuvântările lui Dumnezeu o piedică. Nu poți să slujești la doi săpânii. Nu poți să-i slujești lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu poți să fii committed pe calea Domnului și să ai alte interese, să faci bani, să... toate lucruri bune, avem nevoie de bani, avem nevoie de carieră, avem nevoie de școală, dar Domnul ne vrea inima 100%. Nu putem să avem o inimă împărțită, să fie 99% a Domnului și 1% la altceva și cea 1% să nu ne afecteze, să nu ne afunde. Spune cuvântul Domnului în Ieremia, capitolul 29, cu versetul 12. Domnul spune, voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi dacă. Dumnezeu se lasă găsit, dar pune o condiție. El spune, vin în viața ta, ascult rugăciunea, am să fiu lângă tine, dacă. Dacă mă veți căuta acum, cu toată inima, Not 99%, not 98%. Domnul vrea absolut totul. Petru a început pe mare uh, cu determinare și cu entuziasm. Și atâta timp cât Petru a fost focalizat pe Domnul și pe cuvântul care îl avea uh, el, vino, el îl avea pe Domnul în vedere și cât s-a uitat la Domnul, a pășit pe apă, no problem. Avea cuvântul acela de la Domnul, vino, am vorbit despre faptul acesta. Ai nevoie de un cuvânt din partea Domnului și când ai un cuvânt din partea Domnului, pășește prin credință înainte, vei vedea supranaturalul în viața ta, vei păși pe mare, în ghilimele, în viața ta, la problema ta. Cât timp Petru a fost focalizat doar pe Domnul și pe cuvântul care îl avea de la Domnul, a pășit pe mare fără nicio problemă. Momentul când Petru s-a uitat la mediul din jurul lui, a fost momentul când a început să se afunde. Atunci, în momentul acela, totul s-a schimbat. The moment he turned his eyes from Jesus, he started to sink. Știți că sunt oameni care își întorc capul de la Domnul, au început să se afunde spiritual și they have no idea. Ei cred că sunt ok. Era 99% aproape de Domnul și și-a întors capul să se uite la vânt, să se uite la valurile care erau în mijlocul, în jurul lui. Știți problema, în ghilimele, vântul, valurile, necazurile, problemele cu care ne confruntăm noi, știți că ele nu sunt adevărata noastră problemă? Problema este când noi dăm atenția la aceste lucruri. Problema este când inima noastră este împărțită. Noi toți trebuie să facem pași prin credință cum a făcut Petru. Nu? Când ne căsătorim este un pas prin credință destul de mare. Nu este așa? Și ne rugăm, Doamne, nu mă lăsa să mă nec. Și cât timp te uiți la Domnul în căsnicia ta și ai ochii pe Domnul, Domnul îți dă victorie în ciuda necazurilor, în ciuda problemelor, se găsește rezolvare și te uiți în urmă după ani de zile și spui Doamne, îți mulțumim că Tu ai fost cu noi. Dacă nu erai Tu cu noi, era vai de noi. Este un adevăr atât de practic ca fiecare din noi să, să ne uităm mereu la Domnul. Problemele noastre nu sunt problemele noastre. Problema este că noi ne uităm la problemele din jurul nostru și uităm să ne uităm direct la Domnul. A doua decizie foarte mare prin credință care am făcut-o a fost să plecăm din Florida și să venim aici. Am avut un cuvânt din partea Domnului, ne-am uitat la Domnul și am zis, ok, Doamne, mai bine să mă scufund în ascultare decât să rămân în neascultare. Și lucrul acesta este atât de adevărat pentru mine și pentru soția mea Violeta. Momentul când ne uităm la vânturile și la valorile din jur, să știți că descurajăm așa de repede. Și momentul când ne întoarcem privirile spre Domnul, spre cuvântul Lui și spre chemare, suntem ridicați din nou și întăriți. Dar la fel este și în viața dumneavoastră. La chemarea care are Domnul pentru viața dumneavoastră. Atâta timp cât dumneavoastră vă veți uita la Domnul, și nu-l pierdeți din vedere. Atâta timp cât vă uitați la chemarea care o are Domnul pentru dumneavoastră, veți păși peste ape. Veți păși peste furtună, peste necazuri. Necazurile, problemele, nu sunt problema dumneavoastră. Atenția dumneavoastră, acolo este problema. Apăși prin credință, fraților, este o decizie, dar este și un proces. Petru a decis să se ridice de pe băncuța lui din barcă și să pornească spre Domnul. Aceasta a fost o decizie, dar a urmat procesul din barcă până la Domnul Isus. Și în acest proces, credința lui a fost testată. Noi toți am făcut o decizie să-L urmăm pe Domnul. Am intrat în, bar, în apa botezului, dacă vreți, da? Și am zis, mor față de mine, sunt 100% pentru Hristos. Viața mea este doar pentru Domnul de acum. Și astăzi este procesul. Sunteți în drum spre Domnul. Ade adevărata noastră problemă de multe ori este îndoiala. Care vine prin mediul din jur, când vin necazurile, când vin problemele, când vin dovezi, în ghilimele, din partea celui rău, care spun altceva decât chemarea Domnului, decât cuvântul Lui. Și dacă noi ne uităm, oare cine are dreptate, oare Domnul care m-a chemat, sau problema, sau valurile, necazul în care mă aflu, este momentul în care noi începem să ne scufundăm, să ne afundăm. Nu este așa. Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și cuvântul Domnului ne întreabă pe fiecare din noi în această dimineață, la problema ta, pentru ce te-ai îndoit? La chemarea care are Domnul pentru tine, pentru viața ta, pentru ce te-ai îndoit? La chemarea care are Domnul pentru biserica Emanuel, pentru ce te-ai îndoit? Pentru că îndoiala este sursa la toate problemele tale. Suferi din pricina îndoielii, nu pentru că Dumnezeu nu este adevărat, nu pentru că El nu se ține, ține de cuvânt. Petru nu a avut nici o problemă atâta timp cât s-a uitat la Domnul, cât s-a uitat țintă la Domnul și la cuvântul care îl avea. Momentul în care Petru s-a focalizat pe altceva a fost momentul decisiv când el a început să se afunde. Tu nu ai nicio problemă atâta timp cât te uiți la Domnul, la cuvântul Lui care îl are pentru tine. Afundarea ta începe în momentul în care te uiți la altceva. Te uiți la probleme, la necazuri, la șoaptele care ți le aduce vrăjmașul la urechea ta, la imaginile care ți le aduce vrăjmașul care profețește ceva, altceva decât cuvântul Domnului. Vă întreb, Aveau vântul și valurile ceva de a face cu umblarea lui Petru pe mare? Vă întreb, este normal să zicem că nu este vânt absolut deloc și marea aceea este ca lacul. Se poate umbla pe ape când vremea este bună? No, absolutely not. Viața noastră de credință este imposibilă și dacă nu avem probleme, Viața noastră este posibilă doar atunci când noi credem 100% în jertfa Domnului Iisus Hristos și în promisiunile Lui. Atâta timp cât rămânem ancorați în cuvântul Lui, noi mergem peste toate aceste probleme. Că vin probleme mai mici sau mai mari, nu contează. Noi deja umblăm prin credință. Valurile, vântul, nu avea nimic de a face cu umblarea lui Petru pe mare. Problema din viața dumneavoastră nu are nimic de a face cu umblarea dumneavoastră prin credință. Necazurile noastre, problemele noastre, vântul și valurile, în ne vor înneca doar dacă le considerăm, doar dacă le băcăm în seamă. Doar dacă le dăm un bun venit în mintea noastră, în imaginația noastră, în gândul nostru, doar dacă le considerăm. Ceea ce trebuie să știm fiecare din noi este că noi suntem Total dependenți de Domnul. Noi suntem dependenți de Domnul la început, când venim cu viața noastră de păcat și Domnul ne ia, ne spală, ne curățește. Noi nu facem nimic. El face absolut tot. Suntem total dependenți de El, pe mila Lui. Suntem dependenți la mijlocul umblării noastre pe calea credinței și suntem dependenți de El până la capăt. Nu este un moment în umblarea noastră de credință unde noi nu suntem total dependenți de Domnul. Dependența de Domnul nu se termină niciodată. Și dacă dependența de Domnul nu se termină niciodată, morala este stay focused on Jesus. Nu poți să-ți iei ochii de pe Domnul Isus pentru că a intrat în apa botezului, acum vii la biserică, te-a spălat Domnul, acum poți să te relaxezi. No, don't! Ești dependent de Domnul în fiecare zi, în fiecare moment, că sunt valuri, că nu sunt valuri. Și cuvântul Domnului ne cheamă pe fiecare din noi. Stay focused on Jesus, uită-te la El. Spune cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 12, cu versetul 2. Și observați, este o decizie care trebuie să o facem fiecare din noi. Evrei 12, cu 2. Decizia. Care este decizia? Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșire credinței noastre, adică la Isus. Care este decizia noastră? Să ne uităm. Să rămânem focalizați la Cel care este... Căpetenia, în engleză, the author and perfector of our faith. El este cel care, autorul vieții noastre de credințe, a scris calea noastră pe acest pământ. El este autorul vieții noastre, a umblării noastre, a chemării noastre. Dar nu este autorul doar care spune aceasta este viața care trebuie să o ai. He is the perfector, desăvârșește acea lucrare. El rămâne și pe drum, pe parcurs. De aceea noi trebuie să rămânem mereu, mereu cu ochii noștri pe El. Știți că oamenii spun că nu consider toate variantele, că nu te uiți la tot ce este în jur, zice că you're narrow-minded, că ești îngust, în gândire, în minte. Dar, fraților, fiecare din noi la acest subiect suntem chemați să fim înguști la minte, să avem doar pe Isus și atât. To be narrow minded, to be focused on Jesus and on Jesus alone. Pentru că este un adevăr spiritual. Inima îți urmează ochii, întotdeauna. Your heart will always follow your eyes. Și când vorbesc despre ochi, vorbesc ceea ce te privești, ceea ce meditezi, ceea ce gândești și ceea ce auzi. Cu ani în urmă am fost în vacanță pe insula Maui din Hawaii. Și mi îmi plac aventurile, să mă duc cu zipline-ul, să merg călare pe cal. Să... Și era acolo o altă aventură, să vii cu bicicleta sus de pe un vulcan care au explodat deja și îți dau biciclete. Și am zis, extraordinar, I want to do that. Și am tras-o pe săraca violeta după mine. Am închiriat biciclete acolo și oamenii aceia ne-au pus să semnem un contract de mai multe pagini că dacă îți rup picioarele pe acolo sau dacă pici într-o prăpastie, they're not responsible. Am semnat toate foile. Și uh, ne-a dat un uh, sfat și a spus, urmați principiul acesta. Dacă nu vreți să ajungeți în, în prăpastie, să nu vă uitați la prăpastie. Pentru că unde te uiți, acolo o să ajungi. So, look to the middle of the road. Uită-te pe mijlocul drumului și vei rămâne pe drum. Nu contează că ești expert pe bicicletă sau începător. Asta este regula. Look at the road. Și Violeta, de frică de prăpastile care au acolo, a zis, I'm gonna look at the road. Și ca și Petru, 99% s-a uitat doar la drum. Am trecut de toate prăpastile unde puteam să ne nenorocim și am ajuns la ultimul dâmb. Și ea săraca a crezut că e safe să se uite la dâmbul acela. Unde credeți că a ajuns? Pe dâmbul acela și apoi a picat. I-a în față de toți ceilalți. Și spunea ea, a, am fost atâta de atentă numai la sfârșit. Aici este problema noastră. Suntem atâta de atenți, dar nu până la capăt. Începem pe drumul bun și nu realizăm că unde ne uităm, acolo o să ajungem. Felul cum, problem, cum, cum privim problemele, necazurile din viața noastră este decisiv. Noi nu suntem absenți de problemele din viața noastră. Nu că nu suntem conștienți de ce se întâmplă în jur, dar felul cum le privim contează. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, Isaia, capitolul 41, cu versetul 10. Domnul spune, Isaia, 41, cu 10. Nu te teme, spune Domnul, căci eu sunt cu tine. Și observați cuvintele acestea. Nu te uita. Nu te teme că eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare la problema ta, la necazurile. De ce? Că eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, eu îți vin în ajutor, eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Și parcă Domnul îți spune, tu ai două alternative la care poți să privești. La problema ta și spune, știu că știi despre ea, dar nu te uita la ea cu îngrijorare. Și domnul parcă îmi spune, uite, am să-ți spun la ce să te uiți. Nu te teme, de ce? Uită-te la faptul că eu sunt cu tine. Dumnezeu este cu tine. Uită-te la faptul că spune Domnul, eu sunt Dumnezeul tău. Apoi spune, eu te întăresc. Locate-ți. Privești, eu, Domnul, promit că te întăresc. Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Și fiecare din noi avem o alegere de făcut. La ce mă uit? Aici spune, nu te uita cu îngrijorare. Uită-te la Dumnezeu. Proverbele, capitolul 23, cu versetul 26, același principiu. Fiule, dăm inima ta, nu o inimă împărțită, 100% să fie a Domnului. Și să găsească plăcere ce? Ochii tăi în căile mele. Uită-te la căile Domnului and guess where you will end up. Pe căile Domnului. Uită-te pe alte căi și unde crezi că o să ajungi? Pe acele căi. Din nou, să găsească plăcere ochii tăi în căile mele, pentru că dacă găsesc plăcere în alte căi, you will end up there. Apoi în versetul 31, Proverbe 23 cu versetul 31, din nou, Domnul ne dă instrucțiuni pentru ochii noștri. Și spune din nou, nu te uita. Nu te uita la vin, adică la ademenirea păcatului. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. El la lune ca ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilic. Spune, nu te uita la lumea care sclipește din jur, lumea de păcat. Arată așa de bine. Parcă îți promite împlinire, îți promite viață, îți promite plăcere. Și el spune, nu te uita ca ai să ajungi acolo. Și când ajungi acolo, a să te muște, a să te înțepe, ai să vezi ce poate să facă păcatul în viața ta. Domnul ne îndeamnă pe fiecare din noi să alegem bine la ce ne uităm. Pentru că Domnul are atâta de multă competiție astăzi. Îmi aduc aminte când eram lider de tineret în Modesto, cei de la Sacramento, și aduc aminte pentru că îi vizitam, colaboram Biserica din Modesto cu Biserica Maranata și um, aveam un obicei, eram între 35 și 50 de tineri pe vremea aceea, veneau și tinerii de la frații baptiști, la început îi împărțeam în grupe de 4-5 și schimbam grupele ca să fie mereu tot alți oameni în grupă, alți tineri, și le spuneam ca să-și spună problemele acolo, care problemele au și ce nevoi de rugăciune au. Și apoi, pe rând, toți ceilalți din grup să se roage pentru fiecare din grupul lui. Și spunea soția mea, Violeta, că parcă îi plăcea foarte mult când cădea în grupa ei de rugăciune cu o anumită fată din biserică. Era o fată atât de sinceră. Venea la fiecare program de la biserică, îl lăuda pe Domnul din toată inima. Și când se ruga pentru tine, spunea Violet, se ruga din toată inima. Avea ungerea Duhului în viața ei. Și s-a întâmplat ceva. A venit o altă fată care era din familie de credincioși, dar care nu avea nimic de a face cu Domnul. Și când s-a împrietenit cu fata aceasta, i-a întors ochii de la Domnul, de la pasiunea aceea pentru Domnul un pic spre lume și noi am observat că ceva este deja diferit cu fata aceasta. Și Violeta a mers cu ea out să aibă un lunch la o cafea, nu mai țin minte exact și a vrut să-i zică foarte fin, ai grijă, că s-ar putea să cazi de pe calea Domnului și ea a râs și a zis, oh, oh, how sweet că you're worried about me, don't worry about me. Au trecut luni de zile și am aflat că deja mergea la cluburi pasiunea aceea pentru Domnul s-a dus complet. Când începi să-ți întorci ochii de la Domnul la altceva și zici, doar am să consider, doamna, doar, am să meditez, fără să-ți dai seama, ajungi acolo. Ceea ce a început să-l afunde pe Petru, fraților, nu a fost un păcat. Nu. A misplaced focus. Focus. Ceea ce a început să-l afunde de pe el a fost că doar că și-a luat ochii de pe Domnul, un focus greșit. Ceea ce ne afundă pe noi de multe ori nu sunt păcate pentru cei din biserică. Este faptul că întoarcem ochii noștri de la Domnul și încercăm, începem să ne uităm la problemele noastre, la necazurile noastre, la fricile care le aduc ce vrăjmașul, la imaginile care ne le aduce vrăjmașul la nivelul minții. Și în momentul când noi începem să le considerăm, să ne uităm la el, este momentul când începem să ne afundăm. Dar noi nu suntem victime la imaginile care ne le aduce vrăjmașul. Pentru că fiecare din noi facem o alegere unde alegem să ne uităm. Nu a venit nimeni să ia capul lui Petru și să-l întoarcă de la Domnul la valor. Nu. Petru a decis să-și întoarcă capul și să se uite de la Domnul la probleme. Nimeni nu vine de la noi și ne forțează să ne uităm la probleme. Este o alegere pe care o facem noi. Noi alegem să ne luăm ochii de pe Domnul și să considerăm altceva. Iar această decizie este decisivă pentru noi. Schimbă absolut totul. Și aș vrea să ne uităm la un aspect pozitiv. La Avram și la Sara. Oamenii aceștia au avut și ei probleme și necazuri ca și noi. Și ca și noi au avut și ei un cuvânt din partea Domnului. Roman, capitolul 4, cu versetul 19. Spune că și fiindcă Avram n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat, observați, o alegere. Și fiindcă n-a fost slabă în credință, nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, care avea aproape 100 de ani. Nu s-a uitat la faptul, că avea o promisiune de la Dumnezeu că el va avea copii. De el trecuște de vârsta reproducerei. Din, nor din mod normal, fiziologic, el nu mai putea să aibă copii. Și el spune, el nu s-a uitat la lucrul acesta. Nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. Păi noi am spune, e o realitate, cum să nu te uiți la ea? Uitați că oamenii aceștia nu s-au uitat la aceste lucruri. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredințat că el ce făgăduiește poate să-și împlinească. A avut două imagini, a avut o alegere. Să se uite la trupul lui îmbătrânit, la Sara care nu mai putea să aibă copii sau să se uite la Dumnezeu și la credincioșia Lui și a făcut o alegere, să-și întoarcă capul, să-și întoarcă ochii spre făgăduința Lui Dumnezeu. Și când te uiți la făgăduința Lui Dumnezeu, your heart will follow your eyes and you'll be sure to get there. Inima îți urmează ochii și vezi împlinirea cuvântului la care te uiți. Focusul la ce ne uităm noi este decisiv pentru viața noastră, unde ajungem. Și vă, vă întreb, dacă un focus greșit ne afundă, cu cât mai mult păcatul activ din viața noastră? Cu cât mai mult ne afundă mizeriile din lumea aceasta? Nu pot să fii în neascultare, în păcat activ și să supraviețuiești supranatural. It's impossible. Orice, orice, ne fură atenția de la Domnul, ne afundă. Bun sau rău. Dar acum că ne uităm în viața noastră, trebuie să admitem că nu este credincios care să nu aibă experiența lui Petru. Experiența de afundare. Nu e așa? ne întâlnim cu circumstanțe unde nu ne dăm seama, nu avem disciplina aceasta în viața noastră, începem să ne uităm la vânt, la valori și începem să ne afundăm. Și simt că Domnul vrea să ne spună în această dimineață să nu intrăm în panică. Este adevărat, Petru a început foarte bine și a alunecat în credință. Și mulți din noi începem foarte bine în credință și, și noi mai alunecăm. Nu este înțelept în astfel de momente să ne autoflagelăm, să ne batem singuri, să spunem așa merităm, că am avut un focus greșit. Momentele acestea sunt un barometru, barometru uh, obiectiv care ne spune unde este starea noastră de credință în acel moment. Și ne spune unde suntem. Și în astfel de momente este bine să fim onești cu noi înșine și să spunem, Doamne, am alunecat, am început să mă afund și să strigăm către Domnul. A strigat Petru către Domnul și Domnul imediat a întins mână. Domnul are grijă de toți cei care se autocorectează, cum s-a autocorectat Petru. L-a salvat imediat. Spune cuvântul Domnului în Psalmul 94 cu versetul 18. Ori de câte ori zic, ori de câte ori admit, mi se clatină piciorul. Vi s-a întâmplat să vi se clatine piciorul, să alunecați. Și Domnul are aici o promisiune. De fiecare dată când piciorul tău alunecă, când ai căzut, te-ai uitat la val, la necaz, la strântorare, ai început să te afunzi. De fiecare dată când spui, Doamne, îți întorci ochii ca și Petru, imediat spre Domnul, Doamne, am alunecat. Spune, ori de câte ori zic, mi se clatină piciorul. Bunătatea ta, Doamne, mă sprijină de câte ori? Totdeauna. Mila lui Dumnezeu, fraților, este mult mai mare decât fragilitatea noastră spirituală. Și aș vrea să observăm ceva. Credința și îndoiala vin exact pe aceeași cale. Cuvântul Domnului spune credința vine cum? În urma auzirii cuvântului. Cuvântul auzim în ghilimele, poți să-l privești, să-l citești, nu doar să-l auzi, să meditezi la cuvântul Domnului, la predice, să stai în prezența Domnului, să ți vorbească Domnul profetic și credința vine atunci când tu ești focalizat pe cuvântul Domnului. Problema, îndoiala vine exact pe aceeași cale. Ce citești, pe ce te focalizezi, pe ce auzi. Și cine decide pe ce ne focalizăm noi? Noi. Dacă noi nu avem o disciplină personală în viața noastră, la ce mă voi uita, pe ce mă voi focaliza, printr-un act de decizie personală, un lucru este sigur, mediul din jurul nostru ne va neca pe fiecare. Vrăjmașul poate să ne țină ocupat cu distrageri interminabile. Mereu poate să-ți aducă gânduri, probleme, necazuri, să-ți să țină ochii de pe Domnul pe altceva. Iar aceste lucruri de nimic poate să ne fure menirea și chemarea. Nu mai vorbesc de tablete, computere, de sute de canale la televizor, sport, news, hobbies, lucruri care ne fură atenția de pe Domnul. Spune cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 12, cu versetul 1. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori. Ce fel de martori? Oameni care au avut probleme ca și noi, au avut necazuri ca și noi, dar oamenii aceștia s-au uitat la Domnul. A avut o disciplină personală în viața lor. Am să consider mereu și mereu pe Domnul cuvântului, chemarea lui, n-am să-l pierd pe Domnul din focus. Și spune, noi suntem înconjurați cu martori care au trăit în circunstanțe și în probleme ca și noi și ne demonstrează că se poate. Se poate să rămâi focalizat pe Domnul. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu unor așa de mare de martori, ce să facem? Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Observați, ne spune aici să dăm aici la o parte orice piedică. Acestea nu sunt lucruri păcătoase, dar ne fură atenția. Și cuvântul Domnului spune să le dăm la o parte. Să dăm la o parte și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Avem nevoie, fraților, de mentalitatea aceasta care a avut-o oamenii lui Dumnezeu, narrow-mindedness, să fim înguști la minte la subiectul acesta, să ne uităm doar la Domnul Isus și la chemarea care o are El pentru noi. Și observați atitudinea apostolului Pavel, în Filipeni, capitolul 3, cu versetul 13, unde el spune, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, narrow-minded, da, îngust, am un sing o țintă, doar lucrul acesta fac. Fac un singur lucru și spune el, uitând ce este în urma mea. Știți ce spune Apostolul Pavel? Eu am bătut pe credincioși, i-am aruncat în temnițe, am păzit hainele celor care îl împroșcau pe Ștefan cu, cu, cu pietre. Am atâtea de multe regrete din trecut, dar nu pot să merg în alergarea aceasta mea dacă eu trăiesc în trecut. Fraților, nu o să puteți să împliniți chemarea lui Dumnezeu, să vă uitați la El dacă vă uitați mereu la greșelile din trecut. Nu poți să te uiți înainte la țintă la Domnul și să te uiți în urmă la greșelile care le-ai făcut, vorbele care le-ai spus, păcatele care le You cannot do that. Și Apostolul Pavel spune, fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea, și aruncându-mă spre ce este înainte. El spune, uit ce este în urma mea și ignor prezentul, mă arunc direct în viitor. La valurile era bătut, prins, împroșcat cu pietre, frați falși, corabia sa a de trei ori cu el. Și el spune, uitând ce e în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premul chemării cerești al lui Iisus Hristos. Și apoi spune, gândirea aceasta nu este doar pentru mine. Gândul acesta, dar să ne însuflețească pe câți? Pe toți care suntem desăvârșiți. Fraților, supranaturalul este posibil în viața noastră doar atâta timp cât noi suntem focalizați pe Domnul 100%. Și pentru aceasta Trebuie să avem o disciplină în viața noastră. La ce privim, la ce medităm. Și poate că va spune cineva în această dimineață, aș vrea să fac ceea ce predici. Aș vrea să mă uit doar la Hristos. Aș vrea să am această disciplină și nu pot. Dacă ai nevoie în această disciplină, să știi că înfrânarea poftelor, self-control, este roada Duhului Sfânt Galateni capitolul 5, cu versetul 23. Și cred că este o rugăciune care Domnul vrea ca să o facem noi toți în această dimineață. Să îl rugăm pe Domnul Doamne, eu vreau să mă focalizez 100% pe tine, dar am nevoie de ajutor. Am nevoie de self-control, să pot să-mi controlez gândirea, imaginile, toate acestea, să mă focalizez pe tine. Pentru că atunci când ne uităm la Domnul, Umblarea noastră prin credință va fi la supranatural, vom vedea minunile lui Dumnezeu în viața noastră și în acest sens vă invit pe toți să ne ridicăm în picioare, să venim înaintea Domnului și să-l rugăm, Doamne, ajută-mă să fiu focalizat 100% pe tine, ajută-mă să merg în continuare pe apă până ajung la tine și Domnul va face lucrul acesta, să ne rugăm.